Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi deosebit de rece, cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse vor cădea precipitații mixte. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri per metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 7 grade, iar cele minime între minus 2 și 1 grad. Dimineața, izolat, se va semna la bruma. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi ploioasă cu temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului, unde maxima a ajuns la 6 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 0 grade. De mâine, meteorologii anunță că vremea se va îmbunătăți treptat în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 9 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 9 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 9 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 2 grade. În zilele care urmează, vremea se menține cam pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 10 grade Celsius. Vineri vom avea parte de vreme rece, maxima va atinge 9 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Sâmbătă, temperaturile se mențin cam pe aceeași linie, maxima va ajunge la 10 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 2 grade. În cursul zilei de duminică, maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 1 grad. Sunt Diana Baidoc și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!